Când vine vorba de candidatura la prezidențiale, lucrurile sunt chiar mult mai complexe decât să fiu prim-ministru sau ministru sau primar. E o chestiune, în primul rând, trebuie să ai o viziune asupra țării pe viitor. Iar noi, îl parafrazez un pic pe Martin Luther King, nu I had a dream, we had a dream. Eu și Crin Antonescu, noi doi, în special. Noi am avut o viziune și un proiect pentru România, care însemna să dăm jos guvernul lui Traian Băsescu. Boc, Ungureanu, tot aia, nu e nicio diferență. Și să facem o guvernare care să repare social, să sprijine economic, să sprijinim împreună un președinte, atunci era Crin Antonescu, până în ianuarie, care să fie total diferit de Traian Băsescu. Adică, să spună foarte clar, nu mă apuc să schimb majorități parlamentare, vreau să fiu un președinte arbitru, un jucător, nu mă bat toată ziua cu parlamentul doar nu pentru... Nu port tricou. Nu port tricou cu partidul. Și, bun, foarte multe lucruri. Din acest punct de vedere, viziunea noastră includea și președintele Crin Antonescu și guvernul condus de Victor Ponta. Dacă nu mă înșel, după diverse fricțiuni și dezinformări, la începutul acestui an, cred că imediat după ce m-am întors din Italia, știți că am fost crucificat, că nu m-am văzut cu doamna Newland, ci am fost cu soția în Italia, să mă văd cu primarul de atunci al Firenze, care e și prim-ministru acum, domnul Renzi. Imediat după ce m-am întors din Italia, am avut o discuție lungă și foarte bună cu Crin Antonescu. 11 ianuarie. Așa. În care am pus toate lucrurile la punct. Crin, anunțăm foarte clar, nu că în protocolul USL spunea cine stă cel mai bine în sondaj, ori eu stăteam mai bine decât Crin. Nu, schimbăm acolo și spunem foarte clar Crin Antonescu, chiar dacă nu stă mai bine în sondaj, pentru că e român prim-ministru. Facem cu Constituția, facem tot ceea ce am vorbit în așa fel încât să... Și mi s-a părut atunci, am spus gata, am rezolvat problema, Crin e candidat, va fi acel președinte din viziunea noastră despre cum va fi România. După care, 2-3 săptămâni cât a durat, ce a apărut criza cu ieșirea de la guvernare. Am ezitat foarte mult după aceea, pentru simplu motiv că pentru funcția de prim-ministru, eu m-am pregătit un an și jumătate, 2 ani de zile. Bun, am fost ministru în mai multe guverne, am o anumită experiență instituțională, dar ca să fii prim-ministru e foarte complicat, să-i întrebați pe cei care au fost. M-am pregătit 2 ani de zile și când în februarie ne-am trezit fără candidat la prezidențiale, la modul cel mai sincer, m-am gândit că ar putea fi un foarte bun președinte Muguri Sărescu, ar putea fi un bun președinte Sorin Oprescu, ar putea fi un bun președinte Călin Popescu-Tăriceanu. Ulterior, din diverse evoluții politice, a apărut foarte clar ideea, domnule, hai să candidezi tu și să faci un tandem cu un prim-ministru ca să îndepliniți acea viziune pe care ați avut-o. Până la urmă, nu puteam să-mi țin colegii, domnule, candidez, nu candidez, stați așa să vedem mai încolo. Am avut o discuție foarte lungă și foarte bună la Orăștie și foarte probabil, pe 1 august la Consiliul Național, voi anunța intenția de a candida. Cam asta a fost evoluția istorică, dacă vreți.